precum a făcut-o și în partida contra lui Ian Cotipsarevici. Federer a preluat repede conducerea și după mai puțin de un sfert de oră avea 3-0. David Ferrer, care traversează cea mai bună perioadă din carieră cu victorii pe linie în ultimele 11 meciuri, spera să întoarcă soarta duelurilor directe împotriva fostului lider mondial. Elvețianul și-a menținut jocul exact, a făcut break-ul decisiv la 5-4 și s-a impus în primul set. În cea de-a doua manșă, Federer nu i-a oferit nicio șansă pe propriul serviciu adversarului său. Ba mai mult, a avut două mici de meci în timpul setului, dar Ferrer a reușit să împingă partida în tiebreak, unde Federer a fost mai exact și a câștigat. Argentinianul Juan Martín del Potro a trecut peste înfrângerea din primul meci al grupei contra lui Ferrer și a jucat impecabil contra celui mai slab cotat jucător de la Turneul Campionilor. Sârbul Ian Cotipsarevici nu i-a pus probleme învingătorului de la Basel și a cedat în două seturi 6-0, 6-4.